Altădată sat mare, cu școală și biserică care adunau oamenii din patru localități din împrejurime, astăzi Rogojeniul din raionul Șoldănești nu e decât o așezare populată de vreo 30 de persoane. Deși sărăcia a ajuns și prin Rogojeni împrăștiindu-le oamenilor copiii, cei rămași nu se grăbesc să-și schimbe locul de trai. De ce nu vă mutați cu traiul în altă localitate? De unde să mă duc? La bătrânețe de... De om 70 de ani. Cum să mă duc eu, mă? La Ghindești a fost zahăr în zăvon s-a uscat, raionul în Florești. Neamul la Ochița e departe și nu ai transport și dușii. La Șoldănești tot transport n-ai și dușii. La Rogojeni s-a spus că localnicii nu-și lasă satul pentru că aici este tot de ce au nevoie. Și asta în timp ce în localitate nu este școală, iar cei 7 copii sunt nevoiți să învețe în instituțiile preuniversitare din localitățile vecine. Aici ne-am născut, aici ne-am crescut. Ești din partea la Teceni. Nu ne atragem că să ne dușim alții. E foarte bine de trăit din partea aerului și e curat, aerul este rău, tu este aproape. Pur și simplu trebuie drumurile să le facă școală, dacă îi spune problema că se trăiește în sat aici de vale. Bătrânii își amintesc cu nostalgie de trecutul lor de Răzeș. Acum 20 de ani în sat erau peste 100 de gospodării. Actualmente au rămas puțin peste 30 de case. Multe clădiri deja s-au ruinat. Cum era? Sat lângă sat, ca câte borți sunt încolo, ia câte locuri a pus, toți oamenii au fost, casă de casă, din marginea și aia, fără marginea și aia. Școală bogată a fost, școală mare, 4 sate la noi în fața, până în clasa 11. Și biserică, avem o biserică cu apel cu șânghiile și tot satul ăsta nu avea biserică acasă. Climăul Roșie, Toloneț, Climăuț, Țăra, vineți la noi. Tot aici am aflat că Rogojeni este una din puținele localități din raion unde cetățenii mai preferă să trăiască în burdăie. Băștinașii afirmă că în aceste încăperi iarna le este mai cald, iar vara răcoare. Aici, la Hornul Sobei, oamenii vor să amenajeze un muzeu. Scopul lor este de a păstra și transmite tinerilor tradițiile celor care și-au dus traiul la Rogojeni, pe malul Răutului. La primărie am aflat că principala ocupație a localnicilor este agricultura. Pentru a se întreține, unii cresc fructe și legume. Alții, care au în posesie mai mult pământ, se îndeletnicesc și cu întreținerea vitelor și a păsărilor.